Bă, nu știu, bă, să ne uităm la stand-up-ul ăla. Am așa, știi? Am așa. Că mă știți doar, eu nu-s genul neapărat care gen să... Nu știu, eu mă simt așa un pic ingrat, pentru că mă interesează foarte mult, într-adevăr, să modificăm discursul public, să avem un discurs public, să luptăm pentru un discurs public care să influențeze oamenii în bine, pentru că nu e așa, gândurile noastre pot fi doar atât de bune pe cât sunt... Pe cât e mediul înconjurător, lucrurile pe care le auzi, limbajul pe care îl folosești, etc. Știi? Adică cred foarte tare în chestiile astea. Dar problema mea este că sunt foarte eager și răbdător să intru în discuții și chestii de genul ăsta și nu foarte eager să fac ca toți dracii să mă enervez și să urlu și să nu știu ce, știi? Aceasta este problema mea. Totdeauna mă simt așa ingrat în această poziție. Deși eu nu cred că e o poziție ingrată, eu cred că e o poziție... Adică mie îmi place foarte mult chestia asta la mine, n-am să vă mint. Specialul e nice undeva după a doua jumătate, prima e doar build-up dacă vrei. Păi dar de ce? Mă nene, de ce toată lumea urlă că este oribil stand-up-ul, e specialul groaznic și că zice numai tâmpenii și nu știu ce? Să zicem doar că a făcut un sketch despre cât de greu e să concedezi pe cineva în 2022 pentru că diversitate. Oh, wow, ok. Că sunt glume. Ai văzut ultimele videoclipuri ale lui Chifoi? A vorbit de tine pe un vlog, căci că o să murim de foame. Ce? Dă-mi link, Tedeleu. Dă-mi un link, Chifoi, nu uităm și la asta. Are niște take-uri care pot fi considerate problematice, dar poți trece peste ele. Da, ok, bine. Hai, ne uităm. Also, veșnica, femeile spală vase mai bine decât bărbații. Da, ok, aia am prins-o și eu un pic, I skimmed through it a little bit. Daia, nu știu dacă e neapărat, nu știu cum să zic. Adică, nu, pentru mine cel puțin, pentru sufletul meu, ok? Da, hai că vedem, ajungem, că ne, ok, ne uităm, bine, hai, ne uităm. Știi ce? Nu mai zic, hai, ne uităm direct ce aia e. Da, 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 da. Hai, gata, direct, ne uităm. E prea tare, așa e. Aoleu, v-am pus reclama de la team building. Yeah, cultura străzii, omule, dacă nu înțelegi, get out of the way, get with it or get out of the way. Da, frate. Are you a robot? Ce înseamnă asta? In his defense, a încheiat o relație recent, cred că trebuie puțină terapie, să aibă încredere în femei. Hai bă, coaie, lasă-mă chestia asta, nu e stupid în p***a să zici că ăla e misogin, că gen... bă, l-a lăsat gagica. Hai să fim serioși. Însă tu ești robot? Mulțumesc, guys. Să-mi bap la ce mă făceam fără voi. Înseamnă ești robot. Ok, mulțumesc, prieteni, mulțumesc. Mulțumesc frumos. Da, adică asta că gen e misogină, gen s-a despărțit de o femeie, chiar e sincer, chiar... chiar e... you know, woman blaming pentru probleme din lume. Cu plăcere știm că e mai greu cu învățatul de limbă la vârsta asta, moșule, e adevărat. Deși mie îmi place foarte mult să învăț limbi, n-am să vă mint. Adică mi se pare un like a very way to spend my time. Mai fac asta, mai învăț o leacă de franceză, mai învăț o leacă de dalea, mai învăț o leacă de japoneză, mai... E frumos, chiar e frumos. Așa, bine v-am găsit. Bună seara, bună seara, bună seara. Bună seara. Bună seara. Bună seara, vă mulțumesc. Bă, e gâde la stand-up. Let's go. Unde e filmat ăsta oare? Scrie. În vară am filmat acest show cu materialul strâns în prima parte a anului și special, mă bucur. Ok, nu zice unde. Mă rog. Târgu Mureș. Ok, mulțumesc. Și bineînțeles, negălegăs, ne. Iată-ne din nou împreună. Iată-ne.
A trecut pandemia. Am învins. A trecut o... mă rog. Bravo, Aur. De capuș. Aoleu, acum mă simt inconfortabil. În poziția asta a mea, dragi prieteni. Mă rog. Eu sunt din Târgu Mureș, foarte frumos. N-am zis nimica de Târgu Mureș. Cu toată dragostea, dar omul ăsta nu arată că are 15 ani de experiență în stand-up. Adică, cum adică? Ce înseamnă asta? Gen de cum arată el sau de gen cum își prestează stand-up-ul? Hot take, Aur chiar a alungat pandemia, mai ales la nunta lui George Simion. Da, au alungat-o, ei au alungat-o cu mâna lor. Stai, moșule, explică-te de ce ești inconfortabil. Pentru că... mi-e foarte greu la prima mână, că I'm going in raw, și mi-e foarte greu la prima mână să get like the right take, ok? So bear with me. O să-mi iau timp să mă mai gândesc un pic. Dacă zic o prostie, nu-i nicio problemă, mă redresez, etc., etc. Special ăsta e încă mai bun decât altele din trecute ale lui. Da. Am fost și eu la un show de stand-up cu mulți oameni în sală, majoritatea erau deja țambal de beți și râdeau la orice, iar restul râdeau de ieri. Păi oricum, la show de stand-up, când mergi live acolo, pe lângă faptul că... cum să zic? Clipet, șepet, clip what? Ce am zis? Mă rog, ce vreau să zic e că pe lângă faptul că lumea e... na, bată și nu știu ce, e și faptul că e puterea sugestiei, nu? Râd alți oameni în jurul tău, râd și tu. Ah, că am zis că I'm going in raw. I'm raw dogging it. Mă rog, hai să vedem. Iată-ne din nou împreună, strânși la oaltă. Putem să ne mirosim iarăși transpirația între noi, liniștiți, mirosul gurii. Bine că s-a terminat, ducă-se pe pustii. Iarăși ne întoarcem în locurile aglomerate, unde e muzică maximă, sau la maxim de fapt. Și oameni care vin și ne vorbesc foarte aproape, așa de... bă, coaie, tu știai că Bitcoin-ul de fapt este o bulă în planș, că iau să ești plin de scuipat acolo, așa, așa. A, s-a terminat pandemia, ce bine. Sau poate sunt unii dintre voi care, na, cărora le era dor și abia așteptau să... da, da, scuipă pe mine. S-a terminat pandemia, ce dor îmi era de flegma al cuiva pe față. Dar mai țineți minte cum s-a terminat pandemia la noi în țară? Nu mai vorbi un pic ca să... Mersi mult de tot. Ești super amabil, da? Da, asta ai zis, să nu fac gălăgie cu chipsurile în timp ce vorbeai. Asta a fost... bă, coaie, să nu fac gălăgie cu chipsurile astea, îmi pula aia că-l deranjez pom, că își filmează specialul. Fâr. Să acopăr cu... ce glume bune și ce delivery prost, mi se pare un delivery prost. Da, mă rog, da. Aici, asta e subiectiv, dragi prieteni, fiecare cu pit... nu mi se pare că e... adică e ceva problematic în asta? So far, not so much. Vocea mea groasă, tot căcatul ăsta de pungă în care am chipsuri, fâș. Că nu puteam să-mi iau burger la care nu se aude în pula aia ce mănânc. Adică mi se pare că, dragi prieteni, că asta e chestia, știi, cel puțin la stand-up, când vine vorba de oameni consacrați, I guess, oameni care au like a huge following și nu știu ce. Totdeauna mă gândesc la chestia asta când mă uit la specialuri de ale lor, că e a big deal și mi se pare grea poziția asta de stand-up comedian. Că a big part of it este să fie accesibil pentru un public larg, știi? Și din perspectiva asta, cumva pot să înțeleg de ce, pot să înțeleg că există un struggle, știi? Există un struggle, bro, pe de o parte, I wanna do good, pe de altă parte, marea majoritate a oamenilor din țara asta sunt vai de capul lor. La nivel de, da, ideologie, la nivel de principii și valori și chestii genul ăsta. You know? Deși în același timp, you know, ai putea spune chestia asta pe de o parte, dar ai putea spune și chestia asta că, like, mi se pare că sunt două variante. You can pander to your audience, știi? Stai să vorbesc în română ca să înțeleagă toată lumea. Poți să te apleci în fața dorințelor publicului tău, să poți să faci
pe plac unui public care e așa, care gen e misogin, care râde la glume misogine, care râde la glume de nu știu de care, sau poți să joci cealaltă carte care este să îi șochezi cu chestii la care nu s-ar fi gândit poate ei, you know? Aici am în cap comedianți precum, mă rog, da, ăștia sunt monștrii sacri, al de Lenny Bruce, al de George Carlin, al de, nu știu, Bill Hicks, sunt câțiva așa, știi? Dar înțeleg că e, like, e mult mai greu să faci asta, să faci aceasta a doua variantă, you know? What about Theo? Mie îmi place foarte mult Theo. Chiar îmi place foarte mult de el, mi se pare că, like, nu știu, he gets it, you know? Al de Jerry Seinfeld. E super mișto, Theo, chiar e super mișto. Complet de acord, da, într-adevăr. De fapt, dacă nu s-auzea, făceam eu din gură. Laf, 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 laf. Burger, cartof, laf, 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 laf. E bine că te-ai distrat. Multă flegmă în ureche îți doresc de la... de la cineva într-un club. Deci mai țineți minte cum s-a terminat pandemia la noi în țară? Haideți că vă aduc eu aminte atunci. Era o știre cu domnul Iohannis și în știrea aia, bă, părea că domnul Iohannis mergea la un dat pe stradă și a văzut pe cineva cu mască. Și a avut tot de așa. Am uitat să le zic la ăștia. Ok, I mean, that's a pretty good joke. Dacă ar fi la un stand-up și ar face omul mișto de râsul meu, l-aș bate cu microfonul de te-n sânge. De ce? I mean, come on, dude. Crowd heckling is fun. I like it. Mie mi se pare fun. Mie mi se pare fun. Cred că tocmai asta e ideea la heckling. Acum, depinde și cum o faci, bineînțeles. Depinde și cum o faci, bineînțeles. Există diverse feluri de a o face, dar cred că, în esență, like, dacă e să faci un heckling ca lumea, ce ar trebui să se înțeleagă este că n-ar trebui să ne luăm foarte în serios, you know? And I think that's a good thing. Păi vrei să râd sau nu? Da, vreau să... I mean... Nu știu, mie mi se pare fun. Mie mi se pare fun. Ca, cum îi zice, pe spinarea unui om din public să râdă mai tare tot restul, gen. Adică e unul care nu râde. Și râde. Theo e zero pe, e zeu pe crowdwork. Nu prea știu ce face la nivel de crowdwork. Wow, ești oribil. Sunt un pic oribil, ce-i drept, da. Mie îmi plăcea foarte mult Bill Hicks. Când făcea cu aia, avea like meltdowns, avea like literal straight up meltdowns. Tu te mă din jura pe aia. I don't know, it's fun. I don't know, man, it's fun. Acum, bineînțeles, sunt, cum ziceam, da? Sunt limite la chestia asta. Bineînțeles, sunt limite. Dar dacă se încadrează în limite, pentru mine e fun. Asta e tot ce vreau să zic. Dragi români, nu mai mă, gata, să dați alea jos. Am uitat, m-am luat cu alt, eram cu golful la schi, cu... Și după aia, gata, pandemia. Dar bineînțeles, exact cum, na, cum e poporul nostru blestemat, de niciodată să ne fie cu adevărat bine, s-a terminat pandemia și a venit războiul. Mm. Unde a venit războiul? Lângă România, îți dai seama, știi? Adică veșnica țâțâială de cur a poporului român. De vă leu dacă murim. Că probabil când s-a terminat pandemia ați fost fericiți 30 de secunde și după aia ați dormit un pic stresați. Că dacă se trezește Putin dimineață și în loc de snuz, că e atât de bolnav ăla încât să doarmă cu butonul lângă cap în pula asta. De vesel. A fost și o parte pozitivă, în schimb, că poporul nostru a dovedit că este solidar
Și au fost foarte mulți români care au donat pentru ucraineni. Probabil sunt și printre voi. Să aplaude dacă sunt, vă rog. Iată, iată. Să aplaudați și voi, da? Bă, puteați să aplaudați? Radu. Doamne, nu o să uit niciodată. E așa cel mai funny căcat. Care e capitala Angliei? Rusia. Eu nu știam, adică... Așa doar v-a simțit prost unei dintre voi. Ați avut așa, mă, n-am știu. Dă-i scătește din geantă, dă-i 10 lei, n-am știu. Dacă nu mi-a zis nimeni, nu, că... I mean, hai că n-a fost chiar așa, come on. I mean, n-a fost chiar așa. Is it just me? Nu mi se pare că a fost așa. Mi se pare că, like, nu știu, efortul de a ajuta refugiații din Ucraina a fost destul de uman, you know? Așa mi s-a părut. Sasuke Cupcake, bună seara, mulțumesc pentru 9 luni. Dă-i și pixul ăla, dă-i el să... Foarte bine că ați donat, bravo. Bravo. Dar sper că ați donat românește, adică n-ați donat cu bun simț sau ceva. Că... Erau două posibilități de a dona românește. Prima e foarte simplă. E aia așa de... Dă-le și tu geaca aia, nu știu. Ați vizualizat geaca, nu? Aia de nici nu știați cum mai aveți. Eu scoateți din bagaj și ies 12 moli, așa e, bă. Păi, e cald să-mi bat pula, e... Ce, în ce an suntem? Și a doua posibilitate... A, se referea la oamenii din sală că puteau să aplaude, că nu știau... Nu știa că au donat sau nu, dar acum... A, ok. A, ok, bine, am înțeles eu că ești măsturiți. Tate de a donat tot românește, e asta așa e. Băi, refugiat. Cam, cam. Filmați, da? Ia unde. Dar care era de tot, ziceți că râde în fundal de se aude, nu știu, efectiv n-aud. Sunt eu surd? Mă rog, și eu surd un pic, dar ok, o să ascult mai de aproape. Nu, no, nu, no, nu, no, tu keep, tu keep, hai. Le dau, mă, săraci. Vezi că e Moncler în pula. Le dau. Ce să... Hai, mă, gata, go de aici. Și sunt și alți, altfel de români, de fapt, tot așa bun la inimă, care au cazat ucraineni. Bravo lor. Dar și ăștia sunt de mai multe tipuri. Sunt ăia care au făcut onest și frumos așa și sunt ăia care zici că și-au luat câini. Băi, vorbesc. Ok, come on, man, that's a good joke. That's a good joke. Hai că asta e bună. Serios, chiar e o chestie adevărată asta așa. Există oameni care au spus la un moment dat, e cineva care a zis, bă, al meu e deprimat tare, mă. Hai, come on, that's a good one. Am vrut să scot în parc. Nu are chef de nimic, așa e plăștit, așa, nu-mi place. S-a discutat pe un grup la un moment dat, au discutat între ei și ziceau, bă, hai poate ne vedem săptămâna viitoare cu toții ca să socializeze între ei. Unde să socializeze? Bineînțeles, în țarcul special amenajat pentru ucraineni. Bun. Unde se puteau mirosi la curs, să-și dea seama din ce zonă au fugit. Okay. O să ajungă curând la discuția aia de tati, eu ți-au ucrainean, dar tu trebuie să ai grijă de el, da? Cu sirianul okay. Nu prea. Ce urât? Ce-i urât? Ce-i urât? Asta e, știi, vezi, asta e chestia, că, like, mi se pare că, like, bă, nene, nu știu. Uite, de exemplu, asta este o glumă care nu mi se pare... Cum să zic? Defăimătoare. Nu, ok, cuvântul greșit. Nu mi se pare într-un fel un atentat la refugiați, ci mai degrabă ironizează prostia oamenilor români care au savior complex în situația asta și, de fapt, știi, sunt doar niște... Adică nu cred că e offensive, you know?
Cred că e mai degrabă, like, cum îi zicem, o critică adusă la adresa societății, dragi prieteni, nu? Adică nu ăsta este umorul la sfârșitul zilei? La sfârșitul zilei. Adică fix asta e și, like, din această perspectivă, that's a very good joke, ar zice. Tot eu scoteam sirianul. Râdem noi, dar sunt mapula. Vezi omologul meu. I'm not saying the jokes aren't good because they're offensive. They just aren't good jokes. Nu toate au fost bune, într-adevăr, dar asta a fost ok. Adică asta mi-a plăcut. Cool. Al nostru e cam deprimat. Dar mi se pare că ilustrează foarte bine, știi? Cum îi zice? Cât de rupt de viață ești, știi? Ca om... upper middle class, oriunde ai fi în lumea vestică. Că mie mi se pare că noi suntem așa destul de în lumea vestică these days, știi? Cât de rupt de lume ești așa, like, că gen, you don't see people as people, you just see them as symbols of... Aoleu, trebuie să vorbesc în română, băga mea și... Nu vezi oamenii ca oameni, ci vezi mai degrabă ca pe simboluri, chestii care să aducă ție, ego-ului tău, beneficii, gen, știi? Sunt glume. Da, măi, da... Again, glumele nu sunt doar glume. Glumele nu sunt doar glume. Este foarte important umorul în societatea în care trăim, da? În societatea în care trăim, pe lume, da? Eu cred că umorul este foarte important și cred că mai presus de orice, umorul ar trebui să te facă să te gândești, ar trebui să te facă să pui la îndoială chestii pe care le iei de bune în pulea, ar trebui să te facă să, știi, vezi chestii din lumea care te înconjoară pe care poate altfel nu le-ai fi văzut, chestii de genul ăsta. I think it's important, știi, și din perspectiva asta nu cred că sunt doar glume. Cred că sunt multe chestii despre care poți glumi, you know? Și în funcție de ce exagerări faci și ce așa, de fapt tu poți să comunici niște chestii foarte importante, you know? That's what I feel. Abia aștept să te văd la finalul specialului. Someone record this. Bine, hai că aveți opțiunea de clip. Stand-up din Polonia într-un an, cum o să facă mișto de noi românii, cum venim acolo cu aceeași glumă. Adică ce încerc să zic cu glumele este că prin glume tu de fapt poți să comunici foarte multe lucruri, ok? Și asta e o putere. O putere pe care o pot folosi pentru bine sau pentru rău. Cumva asta încerc să spun. Nu știu. Bill Hicks când făcea glume despre războiul din Golful Persic was like a good thing. Jimmy Carr când face glume despre Holocaust, very, very bad thing. You know? N-ar trebui să ne fim... cum îi zice, n-ar trebui să fim indiferenți la chestiile astea, pentru că ele, într-adevăr, influențează foarte tare mințile noastre. Da. E bine ce comunic spunând Pepsi mă tai sexy. Aia e altceva. Aia e un pic altceva. Azi le-ați glume de între noi, whatever, în viața ta, cu prietenii tăi, cu tovarășii tăi, treaba ta. Eu mă refer acum la glume de-astea de, you know, oameni a căror job este să facă glume, gen... Important este să asculți tot beat-ul în sine, nu doar prima glumă din toată construcția, pentru că o dă destul de bine all around. Nu știu, hai că vedem. Eu, oricum ne uităm la tot. Deci v-am zis, da? Ne uităm la tot. Nu vă mai e tot atâta. Glumă. Da, da, da. Dar să ne aducem aminte în momentul ăsta, la graniță. Și să râdem așa. Să... Uite că până la urmă a ajuns și la noi. Dar important este să învățăm ceva din toată treaba asta și să nu o uităm, bineînțeles, că avem capacitatea de a uita traumă foarte rapid noi românii. Mm-hmm. Trebuie să învățăm ceva adevărat, din pandemie. Eu, de exemplu, am... Nu cred că e noi românii, dar cred că e în general la oameni chestia asta, pentru că, nu știu, e... Ok, bine, știi ce? O să stăm, dacă opresc la fiecare chestie, o să stăm până mâine aici. Dar vreau doar să zic, chestia asta de a uita trauma e o chestie umană, nu e a românilor neapărat și este complet adevărată. Ok, vezi? Adică sunt chestii care se pot spune într-un show de stand-up, care sunt, ne pot aduce împreună, știi? Ne pot face să cădem de acord pe niște chestii de bun simț. Atâta tot. Bun, mulțumesc. Mă, foarte rapid, noi românii. Trebuie să învățăm ceva din pandemie. Eu, de exemplu, am învățat... Într-un moment foarte ciudat, în care nu m-aș fi așteptat, ce înseamnă cu adevărat empatia? Și s-a întâmplat când trebuia să spăl vase. Să învăț ce înseamnă empatia cu adevărat. Subliniez trebuia că eu nu voiam să spăl vase.
Însă amenințarea de pe flancul de est, din living, că mi-au mare picior pe după cap dacă nu spăl vasele, na, era acolo. Eu... Ce era? What? Stai, ce? ...de pe flancul de est, spăl vase. Însă amenințarea de pe flancul de est, din living, că mi-au mare picior pe după cap dacă nu spăl vasele... Femeia, nevasta! Îmi urăsc nevasta! Type beat. Amenințarea de pe flancul de est. Ok, am înțeles. Era bun. Acolo. Eu, probabil vă dați seama, eu nu mă pricep să spăl vasele. Cum și noi bărbații, de fapt, nu știm să spălăm vase. Asta e. Știu că sună clișeic, dar nu avem în noi. Pe când voi, femeile, nu vreau să sune sexist, don't cancel me. Nu-s misogin, cum să zic. Și la asta vă pricepeți. Ok, ok. Asta era? Asta era, dragi prieteni? Și-a asumat, da. Da, ok. Cum să zic eu, dragi prieteni? Mi se pare că eu și Mucuțu suntem oarecum de o vârstă, mă rog, nu știu dacă suntem exact de aceeași vârstă, dar cred că e cu câțiva ani mai mare decât mine doar, nu cred că e. Cred că suntem cumva aceeași generație. Please keep in mind, dragi prieteni, că oamenii ca noi au crescut într-o cu totul și cu totul altă lume. Eu cred că e important să avem și chestia asta în vedere, pentru că de bine de rău, mi se pare că Micuțul a făcut eforturi și face eforturi în a schimba percepțiile de genul ăsta. Da, într-adevăr, și pe mine mă enervează. Pe mine mă enervează, it's kind of offensive to me, pentru că, ca bărbat care gen face curat în casă, face de mâncare, spală vasele, spală rufele, le calcă, le apretează, spală cearșafurile și le calcă, dă cu mopul, dă cu aspiratorul, dă cu, nu știu, frec, podele, știi? Mă face să mă simt ca și când, deci eu-s prost. Adică, eu de fapt sunt prost, știi? Gen, așa mă face să mă simt. Un pic, n-am să vă mint. Dar nu în sensul în care, I'm offended. Și aici e partea problematică și aici vedeți chiar întreg procesul prin care poți să influențezi mințile oamenilor prin stand-up-ul tău. Că, gen, eu când mă gândesc la chestia asta, nu mă gândesc că sunt outraged, eu personal. Știi? Eu mă gândesc, I'm actually concerned. I'm like, bro, poate am înțeles greșit viața. Uite, bă, ăsta, gen, îl doare în p***. Nu spală vasele niciodată. Știi? Gen. Își trăiește viața. Că e greu să faci chestia asta, știi? Adică chiar e greu să-ți ții curățenia din casă din scurt. Dar adevărul e la sfârșitul zilei, da, aici poate e și problema mea, dar adevărul e la sfârșitul zilei că ar trebui să divorțăm un pic activitățile de gen. Activități, gen, chestii complet separate. Nu există activități de bărbați și activități de femei. Nu că aș vrea eu să întorc lumea asta cu curul în sus, dar cred că e mai confortabil așa, știi? Cred că e mai sănătos, e mai bine. Când să speli niște vase, la urma urmei toată lumea trebuie să o facă. Știi care e problema? Eu văd chestia asta. Te pup, Dragoș, bună seara. Și chiar vorbeam cu un prieten zilele astea. Am un prieten care gen are părinții divorțați. Și cu tasul, gen după ce au divorțat părinții, acum niște ani, cu tasul se vedea doar prin oraș. Nu știa de ce, bă, și pune-mea asta de fiecare când ne vedem, nu mă cheamă în oraș. Ei, și cumva în perioada asta a aflat că gen omul nu făcea deloc curățenie în casă. Pentru că nu știa. You know? Adică nu avea acest concept, nu știu cum zic, e foarte ciudat. Că la noi mai e cum mai e, știi? Oameni de vârsta mea. Dar oameni de vârsta lui taică-miu, gen oameni de 50 ceva, 60 de ani, nu știu cum să zic, nu au conceptul de a spăla vasele. Nu, știi? Eu văd chestia asta, nu la toată lumea, dar o văd, știi? Și e it's fucking sad, dude, pentru că e o chestie incredibil de simplu, adică e ceva ce ar trebui, adică toată lumea, indiferent că ești bărbat, că ești femeie, că ești ce dracu ai fi, că noi acum stăm să facem un
segregarea, diviziunea muncii, știi? N-are niciun sens. Oricine ai fi, trebuie să poți să ai grijă de tine. Adică, simple as that. Știi? Și mi se pare că da, într-adevăr, adică să te duci pe narativul ăsta că ha, 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 ce, nu mă descurc și asta este amuzant. Nu știu, e amuzant? Nu mi se pare. Cum de altfel, mie personal nici nu mi se par amuzante glumele despre, știi că tot felul e estetica asta de stand-up, glume despre cum mă bătea mama când eram mic, you know? That's actually like a fucking traumatic experience. Și înțeleg că astfel de glume pot fi eliberatoare, știi, pentru victimele unor astfel de traume, știi, în anumite contexte, știi, dar în contextul în care vorbești despre asta e ca și în contextul în care ești like a famous stand-up comedian și ai un special la care se uită milioane de oameni în care vorbești despre astfel de lucruri, mi se pare că efectul real e mai degrabă normalizator, știi, mi se pare că mai degrabă cumva oamenii zic în capul lor, a, asta e ceva normal. You know? Gen. Cum e și războiul traumatic experience pentru ucraineni? Da, bineînțeles. Păi și ce? Asta înseamnă că nu poți să faci niciun fel de glumă în care să menționezi războiul din Ucraina, like whatsoever? Nu cred că orice glumă despre războiul din Ucraina normalizează ideea că războiul e ok și nu știu ce. Nici măcar nu era vorba, cel puțin în gluma aia de mai devreme, nici măcar nu simt că era neapărat vorba despre război, cât era vorba despre cum reacționează românii la această mini-criza refugiaților care a existat. Cumva asta era. You know? Așa mi se pare. Adică mi se pare că, like, sau nu cred că ar trebui să existe subiecte despre care se poate vorbi, despre care se pot face glume și subiecte despre care nu se pot face glume. Cred că mult mai important decât subiectul este ce anume, cum anume faci glume pe subiectul respectiv. You know? Gen. Așa mi se pare. O să stăm aici până mâine? Da. Asta e viața, ce poți face? Vorbești romângleză în viața de zi cu zi, în magazin sau pe stradă, cu familia? Da. Da, neironic, da. Ale. Neironic. Dar știi care e chestia? Că în viața mea și la magazin și în pula mea nu zice nimeni nimic, numai online nu se ia lumea de mine. Dar înțeleg. Adică, make sense. Ai băgat reverb în semnalul audio? Nu. Nu am băgat reverb. Se aude ca și când ar fi reverb? Am băgat poate un pic cam prea mult gain, nu știu ce-o fi, dar trebuie să aud ok. Bună ziua, pot să have one sticlă de water? Da. Stați un pic. Filters. Nu filters. Stați o secundă, numai o secundă, mă scuzați. Aveți un pic răbdare cu moșul. Iulia, așa da, și eu sunt de acord că se poate glumi despre orice, but I guess it's a matter of how much you drag a joke on. Faza cu al nostru e trist, a fost bună, dar ar fi fost și mai bună dacă s-ar fi oprit acolo. Aha. Adică, ce a zis ceva mai nasol după? I mean, mi se pare că după, da, a tărăgonat-o, dar nu în sensul în care a fost... Da, ce a zis? Nu, zi-mi ca să nu mai dau replay iară, Iulia, dacă poți, te rog. Can we play it? Nu, stai un pic că vreau să rezolv asta. Ai un pic de răbdare. Încearcă să asculti The Whole Bit? Da, am ascultat The Whole Bit. Deci a zis că așa... A, și după aia a zis că să meargă cu ei în locul... Să se joace cu ei în locul special amenajat, da. Dar era tot. Adică mi s-a părut o exagerare și o ducere mai departe a aceleiași premise. Adică nu mi s-a părut că a dus-o în altă zonă. Nu știu, așa mi s-a părut. Pianistul e prost doar pentru că e Polanski sau chiar e ceva prost legat de film? Vorbim altă dată despre filme. Vorbim despre filme când vreți voi. Da, efectiv se râdea de români. Da, ok, înțeleg ce zici, Iulia, într-adevăr. Nu știu, mi se pare aici că e o mică nuanță mai degrabă decât ceva cu adevărat problematic, in my opinion. Pentru că nu sugera că ar trebui să facem asta. Era doar o extrapolare de la premisă sau extrapolare, o dezvoltare a unei glume. Na. Da, mă rog, hai să vedem mai departe. Facem aici... Facem analiza stand-up-ului. Da. Azi ceva genul că ne jucăm cu ucrainenii, dar cu sirienii nu. Which, I see it might have been a clever commentary on how we pick and choose refugees. Da. Dar în opinia mea, când faci glume, comentariul social ar trebui să punctezi mai clar decât un hint, că nu se prinde lumea, că nu e în bulicica noastră. Dar în același timp, Iulia, crezi că oamenii ar fi înțeles altceva? Adică crezi că le-ar fi fost mai ușor oamenilor să înțeleagă altceva care era problematic? Știi? Înțeleg, da, ce zici. A fost a subtle hint. Merita, chiar merita dezvoltată pe tema asta.
Dar în același timp, because he didn't do it, adică nu pot să-mi închipui eu personal în ce zonă problematică ar fi putut-o duce mintea de om. Nu vreau să fiu dumăr, dar cred că da. Cred că oamenii ăștia care vor să râdă și să își vadă de ale lor și nu știu ce, nu cred că... adică mi se pare că you're sort of implying că oamenii fac extra steps cât pentru a ajunge, știi, adică fac ei eforturi în plus ca să ajungă la concluzii problematice, ceea ce nu cred că e neapărat cazul. Nu știu. Adică mi se pare că dacă faci tu eforturi în plus ca să ajungi la concluzii problematice care nu sunt acolo, asta e mai degrabă problema ta, you know? Așa simt. Bine, hai să vedem. Atât de minunate sunteți! Așa că spălați-le voi în plan, nu ne mai... Serios, oricum nu o să vă convină cum le spălăm. Oricum o să veniți cu farfurii. Am și uitat că eram la spălat de vase. Așa. Ia la noi, dar aici nu puteai să dai cum trebuie. Uite câta pata. Ei, mănâncă și tu, jurul petei, na, ce căcasă. Fă un joculeț așa, să nu atingă mâncarea pata. Ia vezi ce se întâmplă. Și gagica mea avea o tehnică, zic avea pentru că a murit. Nu, ne-am despărțit. Da, așa vorbești, știi, când te despați de cineva, vorbești ca și cum a murit, pentru că pentru tine chiar s-a întâmplat asta. Oh, damn, ok, am înțeles. Ok, it was an ugly breakup, apparently. Pare rău. Mă scuza, și avea o tehnică foarte specială, adică chiar se pricepea așa să spele vasele. Sper că încă se pricepe, că... Na. Nu mai are bani. Mai glumim și noi, mă, că-s vremurile astea. Noi, se pricepe la foarte multe lucruri, să fie sănătoasă. Știu... Ok... Ok. Ok, deci asta era? Asta v-a supărat așa tare? Ok. Understandable. Acum și omul suferă. Nu știu ce să zic cu aia. Da, mi se pare de căcat. Mi se pare un pic de căcat. Mai are de-astea? Ok, hai că le vom vedea, le luăm pe parcurs. L-ai văzut pe micuțul când juca piese de teatru la UNTC, mai ales trilogia Atrizilor, regizat de Luca sau Platonov? Wow, wow, ce priapistu, cine ești tu, măi, Nardwar the Human Serviette? Nu o să-ți răspund la întrebare. Măi, dar de ce? Ok, bine, hai să mai dau play. Știu că vă gândiți, probabil mulți dintre voi acum, Cosmine, dar de ce nu-ți iei o mașină de spălat vasele? Că e mult mai ieftină. Bro, come on, man. Like, no offense, dar am ajuns să comentăm stand-up? Da, frate, care e problema? What's the offense? Cine îl urmărește pe micuțul este deja obișnuit cu umorul lui acid. Unele sunt misogine, altele nu. La finalul zilei te uiți, dacă nu guști respectivul conținut, nu e ca și cum instigă la ceva. Drag prieten din chat, este părerea mea fermă că gândurile noastre, ca colectiv, ca societate civilă, ca, nu știu cum să zic, ca societate, da? Gândurile noastre nu pot fi de mai bune decât limbajul pe care îl folosim, lucrurile pe care le consumăm, discuțiile în care intrăm și, practic, judecățile pe care le consumăm zi de zi din mediul nostru înconjurător. Adică asta e o chestie cu care eu nu, pe care eu nu o negociez. Înțelegi ce vreau să spun? În momentul în care toată lumea în jurul tău, știi că ziceam mai devreme despre bărbații de 60 de ani care nu pot avea grijă de ei înșiși pentru că toată viața lor au trăit cu convingerea că spălatul de haine, spălatul de vase, făcutul de mâncare și făcutul de curățenie sunt ocupații strict feminine, you know? Genul ăsta de chestii cumva din asta pornesc, din cultură. Și stand-up-ul este cultură. Și mi se pare de cel mai mare bun simț și nu mi se pare deloc când bag nasul unde nu-mi fierbe oala sau că... Mi se pare un lucru necesar să
analizăm chestiile astea, să vedem ce se înțelege din ele și să ne gândim cum am putea îmbunătăți genul ăsta de cultură în așa fel încât copiii copiilor noștri să trăiască totuși nu la fel de ampulea ca noi. Vă rog frumos să nu vă înjurați între voi în chat, vă rog frumos. Well, noi ca și colectiv, 10% din populația României avem dreptul la opinie asupra acestui conținut, dar ce facem cu cei 90% care sunt pierduți în ignoranță și lipsă de educație? Sunt probleme mai mari decât glumele lui Micuțu, just saying. Bineînțeles, dar asta nu înseamnă că asta nu e o problemă și că nu e ceva despre care ar trebui vorbit. Eu vin cu tine, viața mea. Dacă tu ai un plan scoți acei 90% din oameni, oricum nu știu de unde e statistica asta, dacă tu ai un plan să scoți acei 90% de oameni din oameni, dacă ai un plan să-i scoți din ignoranță și să nu știu ce, cheamă-mă și pe mine, că eu n-am nicio problemă. Asta este logical fallacy, cum se cheamă alea, greșelile alea de debate, știi, în care e whataboutism, știi, subiectul despre care vorbim acum e irrelevant pentru că, hei, nu știi că mai sunt și alte subiecte, like, it doesn't work that way. Oricum, stand-up-ării sunt lame când folosesc pula ca semn de punctuație doar pentru a părea mai amuzant. Da, mă rog, nu mi se pare că se întâmplă așa de des chestia asta. Da, dar sunt lucruri care se completează. Ești sărac și frustrat și te duci să râzi la stand-up-ul lui Micuțu pe net și internalizezi glume cu lol ce proaste sunt femeile. Da, păi asta încerc să zic și eu. This was my point. Că am făcut această prefață și acum vedem, nu-i așa, această glumă. Hei, mașina de spălat vase este mai ieftin decât, e mai ieftină decât să întreții o femeie care să-ți spele vasele. E, da, mă rog. Bă, știi, cred că nici Dor Octavian Dumitru nu cred că făcea, sau? Mă rog, n-am văzut tot materialul Dor Octavian Dumitru, dar cred că nici el nu făcea glume chiar în halul ăsta. Adică, înțeleg că la asta râde lumea, înțeleg asta, dar mi se pare, like, cred că cel mai tare mi se pare că, like, e extremely lazy, știi? Cred că asta mă deranjează cel mai tare, că e o glumă extrem de lazy. Și, într-adevăr, stand-up-ul românesc e plin de așa ceva. E pur și simplu o glumă de căcat, nu înțeleg de ce unii apără așa o glumă. Nu știu, cine apără glumele astea? Da. Micuțu zice mai târziu un special că femeile sunt mult mai inteligente. Mai mult îmi pare misandrie decât misoginie. Bă, și asta e alt căcat, sincer. Asta e alt căcat. Asta e altceva care mă enervează. Dar, ok, o să ajungem și o să vorbim acolo. Cuvântul meu preferat? Misandrie, da. Eu sunt victima. Hei, feministelor, v-ați gândit că poate eu sunt victima? Mă rog, hai să vedem. Foarte urât din partea voastră. Înțeleg. Adică e estetica asta, man. Nu știu, nu înțeleg. De unde vine? Vreau să înțeleg. Deci, e o estetică în stand-up, în special în stand-up-ul românesc, am observat. E o estetică de a face glume sexiste, știind că sunt sexiste, știi? Pentru a smulge clasicul zâmbețel în colțul gurii din partea publicului. Nu reușesc să pricep, dragi prieteni, am această foarte mare problemă. Cum, nu știu, man, cum te simți tu ca comedian să știi că ai făcut o glumă care gen... Bă, e și lazy, e și neamuzantă, e genul de glumă la care o să râdă doar un public care a băut 3 beri și e like live, la un live show de stand-up comedy. Gen, e genul ăla de glumă la care râde cineva care gen a băut prea mult. Știi? Adică de ce? E problema asta mea cu like dark humor, știi? De ce se simte nevoia din partea multor comedianți să facă glume problematice, dar cumva sub aspectul ăsta de, domnule, e doar o glumă. Amen că e doar o glumă. Hai să facem glume clasicul exemplu, cel mai bun exemplu, sincer, gluma lui Jimmy Carr, da? Despre care am mai vorbit pe acest stream, care mi se pare ceva absolut oribil. You know? Like, what's the... La genul ăsta de glume, care anume e gluma, știi? Jimmy Carr zice, și o să zic trigger warning, că chiar e triggering, instigare, like hate speech, like actual fucking hate speech for Roma people. Deci gluma lui Jimmy Carr este, hei, știți că Holocaustul a avut și părți bune? Da, mă, poate vă întrebați care. Ei bine, partea bună la Holocaust este că au omorât și romi.
Eu vreau să înțeleg acum, în momentul ăsta, eu vreau să înțeleg. De ce rădea publicul? Adică care-i gluma? Că toată lumea zice, men, nu înțelegi tu, e umor negru. Ce înseamnă umorul negru? Umorul negru înseamnă să faci glume despre atrocități reale? Cum crezi tu că se simte? Ok, că vorbim despre drepturile oamenilor și nu știu ce și bla bla și că, bă, romii au toate drepturile pe care le-ar putea avea oricine altcineva, e doar de ține de ei să muncească. Cum să muncești, mă, nene? Cum să te duci, bă, coaie, la corporație să bagi 8 ore, având în vedere că așa te privesc cu oamenii din jurul tău? You know? Despre asta e vorba. Și cred că și în cazul ăsta, cu gluma asta, cu... femeia este mașină de spălat și nu știu ce. E cumva sort of the same thing, știi? Apropo de empatie, apropo de chestiile astea. Hai să privim un pic lucrurile din perspectiva acestor oameni. Cum ar simți eu ca femeie, da? Să știu că, efectiv, așa-s privită. Așa, nu că e o glumă. Adică că e clar că nu e o glumă. Pur și simplu așa sunt privită. Eu ca om, că sunt și eu om, vorba aia. Înțelegi ce vreau să spun? De-aia mă enervează. Again, nu cred că există, cred că poți să faci glume despre Holocaust, cred că poți să faci glume despre cele mai groaznice lucruri de pe lumea asta, sure, dar e mai important decât subiectul este, you know, ce dracu, ce anume glumă din ce zice acolo, știi? Umorul negru e acceptabil când e sferic, în vid, gen bancurile cu Alinuța, problema e când faci glume despre clase defavorizate, cum face acolo Car sau Micuțu aici. Da... În același timp, mai e o chestie aici, care mi se pare interesantă. Mai e o chestie, am observat la mai mulți comedianți. Pentru că, știi, la un moment dat, cred că poate să devină boring să faci glume la care știi că lumea o să râdă. E, nu știu dacă e o practică reală, dar așa mi se pare mie, pentru că eu sunt consumator, mă rog, nu avid, dar sunt consumator de stand-up, I love stand-up. E ca un trofeu pe care îl poți lua as a stand-up comedian, în momentul în care bunghești gluma aia despre subiectul foarte problematic and you get away with it, știi? I get that. I sort of get it. E beat-ul lui Carlin despre viol, e beat-ul lui C.K. despre pedofilie. Sunt, știi, beat-uri de-astea, istorice, ca să zic așa. Și cumva, asta e ceva... Cumva asta e o chestie care mie mi se pare tare. Pentru că if you get away with it, there's no way of getting away with it decât dacă you actually make a lot of fucking sense și ești de bun simț. Știi? Someone that does this type of humor well e Bill Burr. Not that well. Nu știu. Ție ți se pare what? S-a gravat ecou? Da, nu știu de ce, doamne iartă-mă. Am înțeles. V-ați panicat. Dar de ce e ecou are? Că n-ar avea de ce să fie. Ia stați așa un pic. Stați așa o secundă. Filters. Ia, acum e mai bine? Acum e mai bine? E bine? Da? S-ar putea acum să avem cut-off-uri din astea. Da, mă rog, asta e. E ecou în cameră. Că nu pui dracu o bucată spumă pe perete. Păi da, exact, da. Eu zic de la început că e ecou. Da, s-a agravat în timp. Cum se poate să call out toată gimnastica mentală pe toți nimeni din ultimul timp de pe internet și pe ceva așa de nesemnificativ și meh ca acest special al lui Micuțu te face și pe tine și chat-ul să săriți în poante ca Mickey Neamțu în paralele și corelații super de rahat? Cum adică, măi, omule? Wow, holy shit, ce supărat e omul ăsta. Ce ai, bă, coaie? Ce ai, bă, vere? Cine te-a supărat așa? Jesus Christ, s-a supărat omul. Ai o să lasă de dreptate. Dar you can do that. Glumă edgy care vrei să get away și reușești. Well, doar că din POV empatic, cu înțelegerea subiectului, o glumă din in-group pentru in-group. Ce? Stai că n-am înțeles. Și TDL-ul ăla e supărat rău, a venit să-mi bat obrazul în Whispers? Aia, dă-i bani. Vă rog eu frumos, nu mergeți în Whisper-uri, nu hărțuiți mozii. Dacă v-a dat un mod ban, nu-i hărțuiți, vă rog frumos. Scrieți civilizat un request de unban și vorbim acolo. Incredibil, bă, coaie. You can do that, gluma aici care vrei să get away și reușești. Well... Doar că dintr-un punct de vedere empatic, cu înțelegerea subiectului, o glumă din in-group pentru in-group. Am înțeles acum, am înțeles, Dragoș, am înțeles.
Da, ai dreptate, așa e. Acum am dau seama că biturile la care mă gândeam eu cumva așa sunt, da. Aha, aha, ok, da. Electromotor, mulțumesc pentru 2 luni. I-am dat time-out, nici măcar ban, bine, corect. Ce v-am zic? Dacă v-ați sărit în curând sus că am zis cu beat-ul lui George Carlin despre viol, vă recomand să căutați pe YouTube să-l vedeți. Și o să vedeți că the point he's making, de fapt e bazat, gen. Mă rog, George Carlin e foarte tare, dar nu are și el problemele lui, într-adevăr. Yes, erau alte vremuri. Dar da, I don't know, I really like that bit. I feel like it's thought inducing. Nu prea are sens ce zici. Ah, nu eu. Vă certați, nu vă certați, măi prieteni. Bakunin, de acord, știu beat-ul e genial, dar sunt fangirl Carlin, so what do I know? Eu încerc foarte tare să nu fiu fangirl, mă chinui foarte tare. Că am tendința asta, de a fi parasocial, nu știu cum să zic, de a pune oamenii pe un piedestal așa, știi? Dar nu e, I mean, it's not a good idea. Ca să nu mai zic că sunt anumite beat-uri de ale lui, anumite special-uri de ale lui din anii 70-80, în care gen mai are niște derapaje de-astea. Electromotor, am zis, nu știu, s-a întâmplat ceva, a donat cineva ceva și mi-a scăpat, aia e. Sau cel mai greșit interpretat bit, Chris Rock, I Like Black People, nu cred că-l știu pe ăla. Dar avea mai multe Chris Rock care sunt greșit interpretate. Am deschis cutia Pandorei, da. Așa, Discord Elysium is continuing the gifts up they got from Teodecu. Respect, omule, mulțumesc. Bo Burnham. Bă, Bo Burnham, inside-ul ăla lui mi s-a părut foarte tare, mi-a plăcut de a murit. Chiar a fost foarte drăguț și uplifting așa. Nu știu dacă, nu știu altele de ale lui, nu prea am văzut. Chiar a fost super drăguț. Mă rog, hai să vedem mai departe de asta. Înțeleg, dar nu, te piși pe ea de mașină spăla vase. Adică după ce dai 18 milioane, tu trebuie, după ce ai mâncat, să iei vasul, să speli vasul, ca după aia să-l bagi în mașina de spălat vasele. Ce e aia? Ce înseamnă asta? Adică, de ce nu poți să termin de mâncat și după aia, efectiv, să bag vasul acolo, cum e normal? Că după aia mașina de spălat faci... Mă, și tu faci figuri de om pizda, mă, zi, serios? Exact aia românească, dacă vine o tanti să-ți facă curat în casă, înainte... Faci curat în casă, exact. E urât. Păi okay. Vine doamna și e mizerie în casă. Nu e, faci curat în casă și după aia ești nebun așa și e o hârtie, o mototolești și o arunci așa ca să pară dezastru. Și când vine doamna, te și scuzi, mă iertă, n-am știut. A fost petrecerea seară. Au venit prietenii, am mototolit o hârtie, am aruncat-o pe... Ok. Dar ea chiar se pricepea să spele vase. Eu când am văzut-o prima oară, bă, mi-a explodat creierul. Eu nu mai văzusem așa ceva niciodată. Era turn de vase în chiuvetă. Bă, și a luat primul vas, l-a clăbucit și l-a pus lângă chiuvetă pe blat. Știu că par idiot, dar mergeți cu mine. Al doilea vas, tot așa, l-a clăbucit lângă chiuvetă pe blat. Al treilea și tot așa, până s-a mutat turnul din chiuvetă, lângă chiuvetă pe blat. Pentru că așa se spală vasele. Măi, așa se, măi. Mai ales în criza de apă care ne paște, dragi prieteni, în viitorul apropiat. Dacă nu spălați vasele așa, vă rog frumos să le spălați așa în viitor. Ok? Eu nu le spăl așa. Și ce faci? Lași apa să meargă. Lași apa să meargă, o iei, o speli pe prima, o nu știu ce, o clătești, în timp, tot timpul ăsta apa merge și după aia o pui la uscat, apa merge în continuare. Tu iei următoarea, o clăbucești, o freci, o nu știu ce, o apa merge în tot timpul ăsta și tu după aia o clătești pe aia și după aia o pui pe aia, așa spălați vase? Doamne, iartă-mă. Nu toată lumea lasă apa să curgă cât timp spală vasele? Nu! Nu toată lumea. Deci, hai că vă zice moșul. N-ați avut un tată ca lumea în viața asta? Ok, acum eu sunt parasocial. Acum eu am pandering to the parasocialness of it. Iei dopul prima dată și înfunzi, da? Pui dop la chiuvetă. Dai drumul la apă caldă. Lași apa caldă să umple chiuveta. Le lași un pic să zacă în apa aia caldă, da? Corect? Ai scos buretele și detergentul, da? Bun. Și te apuci și le freci și le pui lângă, doar în apa aia de la chiuvetă de s-a strâns. Ei, după ce le-ai clăbucit pe toate, după aia, nene, n-ai decât să dai drumul la apă și să le clătești. Le clătești frumos, le pui la uscat și aia e. Merge și mai repede, economisești foarte multă apă.
Cine are timp să lase vasele să zacă în chiuvetă cu apă, le lași să zacă 5 minute, omule. Nu trebuie mai mult de 5 minute. Absolut insane, coaie. In before aflăm că Slăvogul era fosta prietena lui Micuțu, da. Și dacă nu am dop, ce fac? Pune și tu o felie de pâine în scurgerea de la chiuvetă. Să le clătești în lighean. Bă, zic, adică ai putea și asta, dar bă, dacă e mizerie, dacă sunt chestii, știi, pe vasele alea, când le clătești în aceeași apă, mai rămân, știi? Adică uneori poate te simți așa ca și când ești jeghi. Alternativ, poți să le iei cu tine în cadă când faci baie și împuși două maimuțe cu o singură piatră. Da, exact. Da. Mă rog, eu mai am de-astea de eficientizare. Eu mă spăl pe dinți în duș. Sunt singur? Sunt singur în chestia asta de a mă spăla pe dinți în duș? Că și așa. Și eu? Nu. Ok, păi nu, mi se pare normal. Așa e și normal, dragi prieteni. Așa este și normal. Economisești timp? Și poate și apă. Că mai e și chestia aia, când te speli pe dinți, că lași apă să meargă, știi? Mă rog, aici depinde de om, dar așa am văzut la majoritatea oamenilor. Și e și fun, da, exact, da. Și mai sunt chestii pe care poți să faci în duș ca să economisești timp și apă, dar nu o să le zic acum că iară vă săriți de cur în sus, că sunteți prea sensibili. Mă rog, mergem mai departe cu stand-up-ul. Ops, scuze. Alea nu erau vase curate, da? Alea erau vase în proces de a deveni curate și totuși erau lângă chiuvetă pe blat. Eu nu știam că ai voie cu așa ceva. Adică, serios. Eu fiind din Focșani, eu așa am învățat că, bă, nu părăsești perimetrul chiuvetei, că ție bătaie, știi? Eu spălam ca buul, luam primul vas din turn și îl spălam deasupra, acolo, ca să îl clătesc, mergeam la chiuvetă la baie, știi? După aia lua fiecare vas, îl clătea, îl punea la uscat, îl clătea, îl punea la uscat, îl clătea, îl punea... După aia lua laveta, deci eu nici nu știam că avem lavetă în casă. Iarăși par prost, dar eu am văzut lavetă la viața mea doar în restaurant sau în bar. Bro, come on, man! Come on, man! Hai, man! Ca... Ba... Cât de... Da, mami, n-ai mai văzut o lavetă în... O lavetă n-ai mai văzut! O lavetă! Hai, las-o morții ei, mă scuzați! Acum zic urât, dar... Las-o morții de viață! N-am văzut o lavetă! Mamă, ce mă enervează! Mă enervează pentru că mă simt ca și când sunt ultimul prost. Uite, bă, ăștia în pula mea stau, mănâncă și după aia pleacă, se duc în cealaltă cameră și dau drum la Warzone, îi doare în... Numai eu singurul prost care își spală în... vasele și șterge în... suprafețele din bucătărie. Eu sunt ultimul prost în... Efectiv, așa mă simt. Wow, o lavetă! O lavetă, coaie! Mă enervează, wow, ce m-am enervat. Eu nu știam că ai voie să cumperi lavetă civil fiind, știi? Bă, și-a luat laveta, a curățat toată chiuveta aia, a făcut o lună, deci dacă eram în Cluj, o închiriam să-mi bag până. Eu, de obicei, eu când spăl vasele, bă, când mă uit, bă, zici cum am pișat pe mine, deci exact... Eu după ce spăl vasele, trebuie să dau cu mopul. Ce-ți dai seama? Eu sunt din Moldova, ce e lavetă? Cârpă, ei. Am vedea cu mopul era, dar nu dai și cu aspiratorul. Bă, gama, mi-aș pula, care mai spală vasele de acum. Eu așa făceam. Eu când spălam vasele, începeam, fiind foarte prost, pentru că ești ud pe tricou când speli vasele, pentru că lași apa să meargă și nu doar lași apa să meargă. Lași apa să meargă la jet puternic, da? Și tu ce faci? Că de ce te uzi? Că nu te uzi de prost. Te uzi pentru că tu că în momentul în care speli o lingură, uite așa la jetul ăla puternic, uite așa faci. Uite așa faci, să ducem că ești face waterbending și îți sare pe tricou. De-aia, dacă ai ști să speli vasele ca omul și ai umple prima dată, cum ziceam eu, chiuveta cu apă și după... N-ai mai avea nicio problemă. Ia ca n-ai mai avea nicio problemă, drag prieten. M-am enervat să-mi bat pula. Hai. Noi bărbații trebuie să stabilim asta odată pentru totdeauna. Noi bărbații suntem pro... Dacă mai sări, dacă mai zice un singur om în chat că este doar o glumă și nu înțelegi conceptul de stand-up, o să-mi ia foarte mult să mă calmez. O să-mi ia foarte mult să mă calmez. Da? Vă rog.
proști. S-a aplaudat mai devreme decât credeam. Deci atât de fact e. Continui prin a spune că voi femeile sunteți deștepte. Ce? Începeam fiind foarte prost, pentru că noi bărbații, trebuie să stabilim asta odată pentru totdeauna, noi bărbații suntem proști. S-a aplaudat mai devreme decât credeam. Deci atât de fact e. Continui prin a spune că voi femeile sunteți deștepte. Se pare că războiul a luat final aici la voi, la Târgu Mureș. Dar totuși o să explic chestia asta. Deci voi femeile sunteți... Voi, dacă e un grafic așa, voi... Mă enervează foarte tare. Nu știu cum să zic. Nu știu ce mă enervează take-ul ăsta. Mă enervează take-ul pentru că duce totul într-o zonă de competiție, unul la mână. Și nu cred că ar trebui să fie o competiție. Cred într-adevăr că sunt păcate ale bărbaților care trebuie cumva într-un fel sau altul plătite acum. Dar nu știu ce, mă enervează pentru că e clar că există o criză a masculinității. Absolut, 100%. E clar că masculinitatea sau mă rog, identitatea asta masculină, straight, trebuie într-un fel sau altul redefinită, dar nu cred că felul corect de a redefini chestia asta e că suntem proști. Cred că suntem proști, într-adevăr, în momentul de față. Dar nu știu, simt așa că într-un fel ar trebui să ne mai gândim și noi la... Simt nevoia foarte tare, cred că asta e problema mea, cred că simt nevoia foarte tare să existe male-on-male praise pentru lucruri bune făcute, nu neapărat lucruri toxice făcute, știi? Cumva așa mă simt. Cred că, de fapt am mai zis chestia asta și știți că ăsta este take-ul meu, cea mai mare problemă a bărbaților sunt alți bărbați, literalmente. Și cred că cumva noi între noi ar trebui să, știi? Noi între noi ar trebui să ne susținem și să ne apreciem pentru lucrurile bune pe care le facem, you know? Mai presus de orice. Și într-un fel, eu sunt un pic, gândirea mea apropo de subiectul ăsta e un pic pervertită, că am recitit de curând Crescându-l pe Cain, care e o carte scrisă de doi psihologi care au lucrat cu băieței în școli primare și în chestii genul ăsta. Și cred că chestia asta de ești prost, tot ce faci e prost, ești prost, 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 cred că e o constantă în viețile bărbaților care îi face să fie proști și la și ca adulți, gen, știi? Cred că asta e problema mea. Acum nu zic că faptul că a zis-o micuțul în stand-up, nu zic că e problematic, a zis-o el în stand-up și nu știu ce. Dar nu știu. Cred că încă mai caut, știi? Dar cred că e o formă un pic mai aproape de optim. În care putem critica bărbații, știi? Așa simt eu, gen. Ca de la bărbați la bărbați, gen. Mie mi s-a zis mereu că sunt foarte deștept și că am potențial și nu știu că am ajuns și mai rău decât the average 20-year-old male. Acum, na, cine știe, nu-ți cunosc viața, omule. Eu cred că doar a încercat să fie ironic. Nu, eu cred că a încercat să preia, na, discursul progresist un pic. Să bage și niște discurs progresist în stand-up-ul lui. Ceea ce, na, e ok, e respectabil. Mă enervează efectiv când se întâmplă un căcat pe stradă sau un STB și mostly femeile sunt cele care iau atitudine și bărbații doar tac. Nu știu, nu prea am văzut chestia asta. Sincer. Adică, mă rog, ce trebuie, nu prea merg în STB. Unul la mână și doi la mână... cum îi zice? Eu sunt genul care intervine. Nu mi-a luat bătaie încă. Care discurs progresist, aceeași glumă împachetată diferit o făcea Teo acum 15 ani. Nu, mă refeream strict la gluma că bărbații sunt proști și femeile sunt deștepte, cumva asta era. Nu e discurs progresist, e fix echivalentul a da, iubito, așa este, ai dreptate. Da, înțeleg și punctul ăsta de vedere, dar în același timp, like, I mean, I don't know, it's in there. Nu m-aș, adică, nu vreau să zic, ce bine, super că a zis chestia asta, dar nu m-aș lega de ea în sensul ăsta, zic, nu m-aș lega să zic, ce aiurea că a zis asta.
Cred că modelele pozitive pentru young adults sunt foarte importante. Iubitul meu s-a apucat de gătit după ce am stat la o prietenă acasă și tatăl ei ne-a gătit. Foarte frumos, da, exact. E chestii de genul ăsta, știi? Adică, nu știu, man. Nu știu, man, mi se pare că like, toată lumea merită în viața asta măcar un pic de dragoste. Așa simt. Dar nu asta e gluma, dă-i play, o să zic că ok, bine, hai să vedem care e gluma. Voi vă nașteți deștepte, vă nașteți aici. Și după aia toată viața rămâneți constante. E un lucru bun, v-ați încruntat câteva dintre voi, ați avut aia, dar eu-s constantă, mă, du-te în pizda, mă, e de bine. Ești deșteaptă, bravo. Comparativ cu noi... Why praise someone pentru ceva atât de basic precum gătit? Cum adică ceva basic? Gătitul e ceva basic? Stai că acum mă aprind eu. Gătitul nu este absolut deloc basic. Absolut deloc nu este ceva basic. What the fuck do you mean? Este cea mai importantă îndeletnicire umană. Da, e basic că gen toată lumea trebuie să o aibă, în opinia mea umilă. Toată lumea ar trebui să poată să facă chestia asta. Trebuie să mănânci, da, într-adevăr. Dar asta înseamnă că ce? Că e un căcat și că, like, nu merită niciun fel de... Nu, sub nicio formă. Nu cred asta. Nu cred asta deloc. Cred că toată lumea ar trebui să o facă și toată lumea should be praised for it. Asta este ceea ce cred eu. Tot nu știm care e gluma. Știu că ăsta, omul ăsta încearcă să zică niște glume aici. Constantă, mă, du-te în pizda, mă, e de bine. Ești deșteaptă, bravo. Comparativ cu noi bărbații care ne naștem în mocilă, vai de capul nostru, jos acolo, mai jos decât graficul. Ne zbatem ca niște mormoloci, așa, nu înțelegem de ce existăm. Ce e cu lumina asta la 20 de ani? Ca să fie clar, uitați-vă la fetițe când se joacă și după aia uitați-vă la băieței. Bă, o fetiță când se joacă, bă, e ceva spiritual acolo. Zici că ea a făcut jucăria, știi? Bă, man, dar e ceva spiritual și la băieți când se joacă, dude. Why would you fucking... Come on, man. Nu vreau. Eu nu vreau să perpetuez gândirea asta. Nu vreau să perpetuez această gândire. Există... Și că nu e o chestie de sex sau de gen sau de whatever. Nu ține de așa ceva. E o chestie umană. Da? Imaginația umană este la fel de puternică și la băieți și la feci. Da, ok. Adică înțeleg că, mă rog, nu e așa de offensive neapărat, I guess. Deși pentru mine personal e. Pentru mine personal, you know? Micuțul zice aici ce crede că vor feministele sau... Da, asta e evident. Dar zic așa că, like, dincolo de... Bro, e stand-up, te rog eu frumos. Te rog eu frumos, nu mă mai fute la cap, știu că e stand-up, ok? Dacă n-am luat în serios ce zic oamenii în stand-up-uri, toate stand-up-urile ar fi de căcat, pentru că nimic n-ar conta. De ce faci stand-up dacă nu contează ce zici? Incredibil, coaie! Bă, e stand-up! Orice om care vorbește în spațiu public trebuie să fie, să-și asume și să fie responsabil pentru ceea ce spune. Indiferent că e stand-up sau că e politician sau că e ce... că e streamer sau că efectiv orice ar fi, toată lumea este responsabilă pentru ceea ce scoate pe gură în spațiu public. Chiar dacă e stand, nu poți să zici chestia asta, că așa, pe principiul ăsta poți să faci gluma că, bă, care a fost partea bună la Holocaust. Easy, că ce pula mea, e stand-up. Nu ce mă enervează. La băieții când îi vezi cu mașinuță, așa... A, de ce nu merge? Încearcă. Păi băieții la 4 ani învață să meargă și cu stângul, mă. Stau cu tasul acolo, așa. Tată, fa bine, nu știu, tată, că și eu acum... Acum încerc și eu să mă mai prind, mai aduc aminte cu tine. Într-adevăr, la un moment dat, din mocir la aia, câțiva dintre noi, mai curioși așa, devenim din ce în ce mai deștepți. Okay. Și după aia ne prindem că devenim din ce în ce mai deștepți, devenim și mai curioși și la un moment dat, pe la 30 de ani, ne intersectăm cu voi. Oh. După aia,
câțiva dintre noi, mai puțin într-adevăr, vă depășim. Dă-te în pula mea, serios, da, da, da. Știți că e adevărat. Și reacția voastră în momentul ăla e asta așa de... Mă, dar ce pizda, mă, eu? O întreba bătrân. Ok. Ok. Până la urmă, cine stabilește limita dintre glumă și misoginism? Clar, noi suntem de acord, însă realizez că există un grup mare de oameni care îl urmăresc și sunt de acord în totalitate cu această mentalitate. Păi asta zic și eu, da. E o problemă worldwide, nu doar în România. Complet de acord. Dacă ai fi stat de la începutul streamului, am zis deja aceste lucruri. Se folosesc astfel de glume. Kevin Hart și Chris Rock fac astfel de content de 10 ani. Da. Așa este. Și sunt de acord. Cum de altfel am și văzut gluma asta de acum, de aici. Noi vă mai și depășim și acesta este un adevăr greu de digerat. Am zis... Ok. Bine, hai să vedem mai departe. Hai că le luăm... Stai să vedem să termine beat-ul ăsta și vedem, comentăm după aia. Bună, mamă! Ce e acela? Măi, mamă, s-au auzit legende... cum că unii ar fi foarte deștepți. Mai deștepți decât mine, mamă? Da. Și reacția voastră în momentul ăla e de... Ia treci, mă. Reacția voastră aici zicea de femeile care, nu? Asta era discuția că gen... Aha, femeile fac asta. Dar știi care e culmea? Știi care e culmea culmilor? Că este, ăsta este comportament de bărbat. Literalmente, ce descrie acum cu reacția lor care este ia du-te mă jos. Este efectiv comportament de bărbat cu aia. Like, literalmente, like, e cel mai man 101, actually. Da, the glass ceiling. Înapoi în mocierlă. În relație. Și ne-ați prins acolo, exact cum prind aia rechinul să-mi bagi cleș peste tot așa, puf, gata, al vostru. Pentru că ne face să devenim dependenți de voi. Ii, ce vă place. Bro, spală vasele. Doar spală vasele. Doar just spală vasele, omule. Și fă-ți un șnițel. Și dă cu mop. Doamne, frate, wow, fantastic. Fantastic căcatul ăsta de să dai vina pe femeie. Păi eu eram acum... Nu eram în căcatul în care sunt acum. Dacă nu mă trăgea în jos femeia. Care femeie mă trage în jos pentru că de fapt e invidioasă. Că eu sunt mai deștept ca ea. Ok, this is wild. Sorry, ok, but this is wild. This is truly wild. Omul ăsta e atât de jeg... mă rog, hai, nu zi asta, te rog frumos. Vă rog eu fără înjurii în chat și chestii genul ăsta. Putem să vorbim civilizat fără să ne înjurăm. Ok, please, mulțumesc. Da, am înțeles, he's going through a bad divorce, înțeleg, da. Am înțeles, dar nu cred că, adică nu e o scuză, hai să fim serioși. Adică asta, știi care e chestia? Că asta chiar e gândirea multor bărbați, you know? E gândirea multor bărbați. Nu vreau să dau exemple din viața mea, că iar îmi doxuiesc apropiații, dar neironic, I've seen this happen. Dacă nu existau femei, acum eram inginer nuclear. Păi și eu, acum eram în casa 100 Thieves. Dar am avut eu o gagică care m-a atras în mocirlă. Că era invidioasă pe mine. Never got a idea to post on the internet after a breakup. Bro, like, nu știu. Acum iară intru în hot take-urile mele, dar dacă un breakup îți afectează viața, you just need to fucking reframe the way you see relationships. Dacă un breakup îți afectează viața, înseamnă you're, I don't know, that's just me. Fiecare își trăiește viața cum vrea, dar mă enervează foarte tare căcatul ăsta. Nu pot să vin la muncă că m-am despărțit de... What are you? Ce ești în liceu? De cine te-ai despărțit? Incredibil, coaie. Că mi se pare că, like, dacă te superi că s-a despărțit cineva de tine, mi se pare că, like, te superi că ai pierdut ceva. Ca și când acel ceva era, știi, like, al tău. Gen, știi? Nu știu, ok, maybe it's just me. Poate, acum sunt și eu, ok, un pic red-pilled.
sunt un pic, zici că am coborât Zaratustra, am luat ciuperci pe munte și am coborât să vă explic, să vă scot din umbrele, din lumea umbrelor, din mitul peșterii. Știu că pare așa, ok, dar chiar cred sincer chestia asta, cred foarte sincer chestia asta. Adică să fii supărat după un breakup și trist și este literalmente acceptabil până în 21 de ani. Gen, like, dincolo de asta, man, mai am... nu poate să te doară, adică nu suferi. Ba da, dar gen nu mi se pare că e o suferință care gen să, nu știu, îți f*** viața, gen, știi? Așa mi se pare, nu știu. Așa mi se pare. N-ai iubit, poate n-am iubit eu viața mea. You have red flag written all over you, could take ăsta. Păi de ce? De ce, nene? Pentru că știi care e chestia? Mi se pare că într-un fel, felul în care privim noi dragostea, e foarte, you know? În sensul în care dragostea ta, pentru că la urma urmei nu e așa, n-ai timp, plata, n-ai, trebuie să plătești facturi. Dar dragostea ta nu poți să o dai așa către oricine, you know? Trebuie să ai un om în care investești. Și mie cumva chestia asta mi se pare greșită. Eu cred că dragostea nu discriminează, you know? Eu cred că ar trebui să ne orientăm într-o, cum să spun... Eu cred că lumea ar fi mai bună dacă toată lumea ar fi orientată către a iubi necondiționat pe gen oricine, you know? That's what I think. Cred că parteneriatul e parteneriat, foarte frumos, e bun la casa omului, you know? E bun, e frumos să te cunoască cineva, you know? E frumos să cunoști pe cineva, e exciting, e nu știu ce, dar cumva dacă persoana respectivă vrea să facă altceva în viață, cred că e mai important respectul pe care l-ai pentru persoana aia decât egoismul că ai pierdut persoana aia, știi? Asta zine asta de la învățat Alex, că tot asculta populară, asta e gurița mea, nu o dau la nimenea, da. Dar nu știu, sincer, pentru conceptul de dragoste mi se pare că Romeo și Julieta este cel mai cel mai oribil lucru. Because it fucked everyone up, you know? Well, da, dar nu asta ai zis prima oară? Ba da, asta, cumva asta, mă rog, cumva asta voiam zic prima oară. Ai de dată că ar trebui să investim în mai mulți oameni? Da. Nu e vorba de egoism, e vorba că pierzi acel ceva la care ții. Cum adică pierzi? Ce pierzi? Pierzi acel ceva la care ții. Acel ceva la care ții este un om. Nu este, nu sunt acțiuni la Tesla. Înțelegi ce vreau să spun? Este literalmente un om. Și e mai important respectul pentru omul ăla decât că ai pierdut tu ceva. Ok, really hot take. E cel mai hot take pe care l-am. I know, știu cum sună. Știu cum sună. This is a brave new world take. Da, da, e un pic. Efectiv, pierzi un om la care ții cu toată inima ta. Și... dacă ții cu toată inima ta la acel om, da? Faptul că omul ăla e mai fericit fără tine ar trebui să te facă fericit, n-ar trebui să te facă trist. Înțelegi ce vreau să spun? Faptul că pe tine te face trist ideea că omul ăla e mai fericit fără tine, înțelegi? Just makes you... I don't know. Nu vă mai uitați în filme romantice, da, cum zice cineva în chat. Nu vă mai uitați. Efectiv, it's just gonna fuck your life up. Da, eu sunt sad guru, da. Cineva a fost rănit? Nu e adevărat, din potrivă. N-am fost rănit destul, probabil. Cred că n-am fost rănit destul. Ar trebui să vorbești despre asta full on cândva? Da. Sincer, tot mă chinui zilele astea să scriu eseie video. Și asta mi se pare un subiect foarte bun. Chiar mi se pare un subiect grozav. E ca și când ai spune că gen, tu nu poți să te simți, nu poți să simți euforia dragostei, ca să zic așa, eu cred că euforia e un cuvânt bun, nu poți să simți euforia dragostei decât printr-o relație intimă cu o singură persoană, înțelegi ce vreau să spun? Nu cred că e așa, cred că euforia asta dragostei poți să o simți în tot timpul. Ție doar nu-ți place ideea de relație? Ba, într-un fel îmi place ideea de relație. Adică îmi place ideea de a veni într-o casă, știi, după o zi de muncă, nu știu ce, de a trăi într-o casă locuită, știi, de a nu trăi singur și nu știu ce. Îmi place foarte mult ideea asta, sincer. Dar nu cred că ca să ai asta trebuie neapărat să pui gheara pe cineva, orice ar fi, știi, gen. De fapt, ții cu toată inima la relația pe care o ai cu persoană, nu la ea, îți dorești să continui o relație toxică decât să accepti că nu mai sunteți compatibili. Cred că lucrurile astea le realizez cu trecerea timpului și eram foarte dramatic când eram adolescent. Da, asta zic, că e și o chestie de vârstă oleacă. Mama, am și pic de viewer și zic chestiile astea. Nu-mi săriți în cap, este un hot take, știu, nu e pentru toată lumea, știu, sunt
Complet de acord, complet de acord. Fiecare are dreptul să-și trăiască viața cum vrea. Eu doar zic că e foarte mult în felul în care dragostea este definită prin filmele pe care le vedem, prin muzica pe care o ascultăm, prin, nu știu, cărțile pe care le citim, prin orice, prin absolut orice vezi, oriunde, felul în care este definită dragostea este eminamente, în primul și în primul rând, egoist. Asta vreau să spun. Nu e red flag să auzi ce spui de la cineva care e single? Nu, de ce? What? De ce? Mie mi se pare că ar trebui normalizate relațiile diverse, inclusiv după hot-take-ul ăsta al tău, cu care însă nu-s personal de acord. Cum zice muzica populară, câte bordei, atâtea obicei. Da, așa, asta e adevărat. Sigur, n-ai trăit tot ce îți trebuie de zici că nu trebuie să te afecteze despărțirea. E vorba de atașament în primă instanță. Dacă stai mâna, te doare. Ce treabă are, măi, omule? Că nu-i mâna ta. Asta e, tocmai asta e ideea. Că tu zici că e mâna ta, dar nu-i mâna ta. Nu-i, e o persoană, e un om. E cu totul și cu totul altcineva. Nu e mâna ta. Vezi, se vede din cum pui problema. Că așa gândești. Că eu, domne, ăsta-i omul meu. E uman și normal să doară. Nu știu să zic. Depinde cum te raportezi. Depinde cum te raportezi. Uite, până și chestia asta. Până și chestia asta, că acum sunteți oameni care îmi săriți în cap că eu sunt single. Și că ce vorbești tu că tu ești single? E atât de adânc, împlântată chestia asta, coaie. Nu știu, pe mine mă, nu știu. Pe mine, sincer, mă scoate din minți. Că, like, nu se poate, nu ești om. Dacă n-ai... Dacă nu ești cu altcineva, dacă nu fuți, dacă nu ești om, coaie. Ceea ce eu cred că este, nu știu, un pic, nu dezumanizant, nu ăsta e cuvântul pe care îl caut. Dar mi se pare că e un pic prea normativ, știi? Prea e o normă. Poate un stil de atașament evitant. Uite, iarăși intrăm în... Aoleu, Jesus Christ. Ok, bine. O să vorbim în secțiunea de comentarii la eseul video pe care o să-l scriu și o să-l produc în viitorul apropiat. I really want to see him do a am I a romantic quiz after this take. Nu, cred că sunt foarte romantic. Am momente de romantism. Într-adevăr, da. Doar că nu simt că romantismul meu trebuie gatekeep-uit de o relație. You know? Like, I'm like, mă rog, I'm romantic to, like, dogs and cats and friends and, you know, it's fine, you know, e frumos. Lui Slavoc îi place să danseze în ploaie. Chiar îmi place foarte mult, da, sincer, chiar îmi place foarte mult. Ce p***a mea, oh, what the fuck, ce m-a speriat. Hei, zoofilie, brei. Lași, măi, omule, din gură. Ce zice Teo de cu ea? Hai că stăm de vorbă. Poate doar te simți bine să fii single, de ce trebuie să fie așa complicat? Păi nu, chiar mă simt bine să fiu single. Nu e nimica, nu cred că am complicat nimica. Eu doar zic o chestie care mie mi se pare de bun simț, ok? Eu doar zic o chestie care mie mi se pare de bun simț. Ce mai facem, ușețica? Oh, boy, n-ai fost la ultimul stream, mă? Bine, mă piși pe mine foarte tare în acest moment. Haideți să reluăm discuția asta în câteva momente. Îmi place freza de Rock Lee? Da, acum stă Rock Lee și trebuie să merg la... Chiar e drăguță și mie îmi place. Arată mai bine pe stream decât arată în realitate. Nu știu cum dracu se face. Ok, stați un pic, mai stăm un pic de vorbă cât înrulez o țigară. Aoleu. Stai, zi înainte să pleci că plâng. Ce să zic înainte să plec? Eu. Nu plânge. A, bubiruza. Nu. Mm-mm. Nu, nimic de genul ăsta. În același timp sunt așa stupide relațiile sex-based. Măi, relațiile... Nu știu, man. Ok, asta e altă chestie. Urăsc foarte tare conceptul de friends with benefits. Doar ne futem și nimic altceva. Nu cred că există așa ceva. Fututul fără emoții e... What are you even doing? Mai bine mă duc acasă dacă n-am emoții. Nici nu pot să fut dacă n-am emoții. În sfârșit suntem de acord, da.